bine te-am regăsit la o nouă activitate. Astăzi vom vorbi despre timpurile modul indicativ, despre viitor. Te-ai întrebat vreodată ce este un meteorolog? Cu ce se ocupa acesta? Ei bine, un meteorolog este un cercetător sau cunoscător al fenomenelor meteorologice, specialist în meteorologie. Meteorologia este o ramură a geofizicii, care se ocupă cu studiul proprietăților atmosferei și cu fenomenele care au loc în aceasta. Imaginează-ți că ești meteorolog și notezi în 60-80 de cuvinte prognoza pentru ziua de mâine. Ia timpul necesar rezolvării acestui exercițiu, punând pe pauză acest video. Ai nevoie de puțin ajutor? Ei bine, prognoza ta poate arăta așa. Mâine, luni, 28 iunie 2021, vremea va fi caldă, chiar deosebit de caldă pentru această perioadă. În majoritatea localităților, temperaturile se vor încadra între 32 și 37 de grade Celsius. Precipitațiile vor fi destul de puține și se vor manifesta sub formă de averse de ploaie locale însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla moderat în zonele înalte ale județului. Recitește cu atenție textul prognozei oferit ca model și identifică verbe care exprimă o acțiune ce se va desfășura după momentul vorbirii. Ei bine, cu siguranță vei observa verbele a fi, vor încadra, vor apărea, se vor manifesta și va sufla. Privește cu atenție verbele selectate. Poți identifica structura verbelor la timpul viitor? Cu siguranță nu a fost atât de greu. Verbele la modul indicativ timpul viitor au următoarea structură. Au în componența lor forme specifice ale verbului a vrea. Voi, vei, va, vom, veți și vor. Forma din dicționar a verbului de conjugat se adaugă, adică modul infinitiv, precum merge, cântă. Lucrează singur. Conjucă verbele următoare la timpul viitor. Construiește apoi cel puțin patru enunțuri în care să introduci forme verbale construite de tine. Ai verbele a avea, a fi, a merge și a ajunge. Aici poți verifica dacă ai lucrat corect. Construiește cel puțin patru enunțuri în care se introduci forme verbale construite de tine. Voi veni în sprijinul tău cu câteva exemple. Ana va merge miercuri la film. Eu voi ajunge primul la linia de final. Noi vom fi în curtea școlii. Voi veți avea o surioară. Din cauza vântului puternic, verbele din următoarele enunțuri s-au mutat din propozițiile lor. Rescrie următorul text, punând verbele la locul potrivit. Finalul de săptămână va aduce vânt puternic. Duminică va fi vreme însorită. În unele locuri zăpada va avea peste un metru înălțime. Temperatura se va modifica ușor în timpul nopții. Acestea sunt câteva sugestii. Rescrie textul trecând verbele de la persoana a doua singular la numărul plural și cele de la persoana întâi numărul plural la singular. Este un exercițiu care te va solicita ceva mai mult. E important să citești cu atenție, apoi să identifici verbele. Tu vei merge să cauți comoara piraților. Vei pleca imediat ce soarele va apune. Noi te vom aștepta aici, la Castelul Negru. În fiecare seară vom aprinde câte o lampă la geamul celui mai înalt turn. Tu o vei avea de punct de reper în cazul în care corabia ta se va rătăci. Cu siguranță deja a identificat verbele. Haideți să le vedem împreună. Verbele sunt: vei merge, vei pleca, vei avea, verbe ce sunt la persoana a doua, numărul singular, vom avea și vom aprinde, verbe aflate la persoana a întâi, numărul plural. Modificările care au avut loc sunt următoarele. Voi veți merge să căutați comoara piraților. Veți pleca imediat ce soarele va apune. Eu te voi aștepta aici, la Castelul Negru. În fiecare seară voi aprinde câte o lampă la geamul celui mai înalt turn. Voi o veți avea drept punct de reper în cazul în care corabia voastră se va rătăci. Ei bine, Vei vedea că verbele va pune și se va rătăci sunt la persoana a treia numărul singular. Iar cerința nu ne-a cerut să abordăm aceste verbe. Exersează singur. Descrie într-o compunere de 150-200 de cuvinte cum va arăta, în opinia ta. Lumea noastră în anul 2230. Folosește cât mai multe verbe la timpul viitor. Ai ajuns la final. Felicitări! Te-ai descurcat grozav!